Bună ziua, dragi urmăritori! Astăzi ne aflăm în județul Olt, în comuna Sprâncenata. O să mergem la doamna Ioana, care împlinește frumoasa vârstă de 48 de ani. Băiatul împreună cu soția Nora Dânsei s-au gândit să-i facă o surpriză și au apelat la echipa noastră, surprize neașteptate, caraca. Nu uitați voi în continuare să ne susțineți, să apăsați butonul de subscribe, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și pe Facebook, chiar și pe TikTok, la surprize neașteptate Olt avem pe TikTok. Nu uitați să ne lăsați, dacă doriți, o inimioară, un comentariu cu o părere bună, rea, cum este ea, este binevenită. Haideți să vedem ce emoții va avea doamna Ioana. Doamna Ioana! Bună ziua, doamna Ioana! Bună ziua! La mulți ani! Mulțumesc! Cineva drag vă iubește și vă trimis să vă facem o surpriză. V-a trimis un tort, o șampanie, un buchet de flori. Noi suntem echipa surprize neașteptate Caracal. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc! Of, of, câte griji are o mamă, câte dururi o doboară. Of, of, câte nopți le face zile să-și vadă copiii bine. Când vine toamna vieții, fetele ca și băieții se împrăștie prin lume, mama singură rămâne. Poate eu ca mâine mor și te rog cu inima să-mi răspunzi cu mâna ta, măi. Parte, eu nu primesc nicio carte. Bate vântul, parcă ar plânge, dorul iarăși mă ajunge. Of, inima mi-arde ca para, cum arde nisipul vara. Inima mi-arde ca focul, de dor nu mai găsesc locul. Și avem și un mesaj pentru dumneavoastră. Dragă mamă, azi e ziua ta, te felicit pentru frumoasa vârstă împlinită. Chiar dacă suntem plecați la mii de kilometri depărtare și nu suntem acasă, eu și nora ta ți-am făcut o surpriză în semn de iubire și respect, pentru a te bucura și pentru a-ți arăta iubirea noastră necondiționată. O să-i rămânem datori toată viața pentru nopțile tale nedormite și
de grija pe care ne-ai purtat-o și pe care ne-o porți. Îți mulțumim foarte mult că ne ești alături fără să ceri ceva în schimb. Astăzi e ziua ta, să zâmbești mult, să fii fericită, să ți se îndeplinească visele, să te țină Dumnezeu sănătoasă și puternică, să te bucuri alături de noi, norocul și fericirea să fie cu tine oriunde te-ai afla, iar Dumnezeu să te țină puternică, să treci peste tot ce este mai greu. Noi te respectăm, te iubim și îți mulțumim pentru educația și grija ta. Încă o dată îți urăm un călduros la mulți ani, te îmbrățișăm cu mult dor și iubire. Te iubim mult! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Băiatul și cu Nora au pus la cale această surpriză. Da, mi-am dat seama. Aveți felicitarea care puteți să o, să o citiți când doriți dumneavoastră. Da. Și buchetul de flori, dar nu puteți dumneavoastră să le țineți pe toate. O să vă ajut eu, tabloul, șampania și toate cadourile. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. O știați de pagina noastră? Nu. Pagina noastră se numește Surprize Neașteptate Caracal. Și pe Facebook, și pe YouTube, și pe TikTok ne găsiți. Vă mulțumim că am putut să vă surprindeți. M-am emoționat și eu. Și eu vă mulțumesc foarte mult. La mulți ani încă o dată vă urăm și noi. Mulțumesc. Multă sănătate. Mulțumesc foarte mult. Dragii noștri, vă mulțumim că ați fost alături de noi și la această surpriză la doamna Ioana. Doamna Ioana a avut mari emoții, chiar am reușit să scoatem o lacrimă de la dânsa. Ăsta este scopul nostru, să scoatem o lacrimă de fericire. Părinții sunt foarte emoționați când primesc surprize de la copii din afară. Pentru că știu și eu că sunt părinte și când stau departe de copii și eu mă emoționez atunci când primesc un singur apel de la ei. Ce să vă zic, o zi frumoasă să aveți, cu mult soare. Ușor, ușor a venit primăvara, dar deja am trecut-o în vară. Că la noi primăvara e prea mică, o trecem aproape din iarnă în vară. O zi minunată să aveți. V-am pupat. La revedere!